pasiunea arzătoare a familiei Prodea. A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar șerui, un tânăr pe nume Ovidiu Prodea, care, în 1999, a plecat într-o călătorie peste mări și țări până în Germania, unde i s-a aprins pasiunea pentru șemineuri. Întors pe meleagurile noastre, în Sibiu, începe să aducă multă, multă căldură în din ce în ce mai multe case. Pasiunea lui îl prinde și îl aprinde și pe băiatul său cel mare, Benjamin, care se alătură afacerii, aducând de pe meleaguri străine materialele necesare construcției șemineurilor de mare calitate, că era mare nevoie de ele. La finele anului 2013, pasiunea îl aprinde și pe băiatul cel mai mic al lui Ovidiu, pe numele său Samuel. Toți trei au început să pună pe foc și mai multă pasiune, și mai multă dorință și ambiție de a aduce în casele oamenilor șemineuri de mare calitate, să se adune și să se bucure familii din întreaga țară în jurul lor. Așa a luat naștere și a crescut pasiunea arzătoare a familiei Prodea, care a pus pe picioare afacerea pe foc.ro. Și am încălecat pe o surcea și v-am aprins pofta de povești pe foc.ro așa.